Un bărbat a ajuns pe patul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț după ce autoturismul în care se afla s-a lovit frontal cu o altă mașină care circula regulamentar pe alea Tineretului din Piatra Neamț. Polițiștii susțin că depășirea neregulamentară pare a fi cauza acestui accident rutier, soldat cu rănirea ușoară a pasagerului din dreapta. Șoferul autoturismului cu numere de Bacău a fost avertizat de căruțaș că din față îi vine un alt autoturism, însă acesta a ignorat semnele bătrânului. Dat în depășire la căruță și a intrat pe mine. Eram în poziția asta care sunt acum și a trecut, vinea mașina din sens invers și în timpul ăsta i-am făcut semnul dânsul că are mașină în față, că se vedea. Și nu a observat, probabil. Deci a depășit, va depăși pe dinamare. Da, da, da. Și în timpul ăsta s-a șocnit. Și era grav ceasă? Da, are pacientul din dreapta, îi curgea sânge la cap și mâna, spunea că doare mâna. Și când ați văzut impactul ceasă? Ce să facă? Deodată am... Închis ochii? Da, am închis ochii și am sărit la cal. Că eram la distanța asta. A, putea să... Trebuie de acum. Da, care... Da. Ce putea să fac? Sunt sub urcicalul, doamne ferește. Avea viteză. La fața locului a ajuns și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț, care a preluat pasagerul acordându-i primele îngrijiri medicale. Acum acesta se află la Spitalul Județean, starea bărbatului fiind stabilă. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că în timp ce un bărbat de 28 de ani conducea un autoturism pe strada Alea Tineretului, a efectuat manevra de depășire a unui etalaj hipo și a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sens opus. Urmare a producerii accidentului, un pasager a fost rănit. Polițiștii continuă cercetările pentru determinarea cu exactitate a condițiilor și cauzelor care a condus la înregistrarea acestui accident rutier.